găsit, sunt Valentin Voicu, urmăriți Logos Life. Suntem preocupați să înțelegem mai mult atunci când vine vorba despre mecanismele gândirii, cum funcționează mintea noastră, ce este subconștientul și care este puterea minții subconștiente, ne lămurește imediat doctor psihiatru Ioan Pop. Bun venit! Bine v-am găsit. Foarte important de știut despre dumneavoastră, sunteți medic primar în psihiatrie, competențe, adicție și geriatrie psihiatrică. Cum a început toată această călătorie în domeniul psihiatriei? Deci am terminat facultatea de medicină la Cluj, după care am fost medic de medicină generală cu competențe radiologie, ginecologie. Pe urmă am dat admitere și am reușit la rezidențiat în psihiatrie. După rezidențiat am făcut psihiatrie în Sighetul Marmației, Piatra Neamț. Pe urmă, prin concurs republican la București, am ocupat postul de asistent universitar la Clinica Psihiatrică Cluj-Napoca. În anul 1991, la primariatul, apoi am plecat în Statele Unite. Ce s-a întâmplat în Statele Unite? Statele Unite s-a recunoscut numai faptul că am făcut medicina și trebuia să dă toate examenele pe care le dădeau medici ale studenții americani. Deci preclinicul SML 1, 2, preclinic, clinic, după care s-a aplic pentru rezidență. Am mers la interviuri în mai multe localități, inclusiv în New York, și am fost acceptat la Miami și am făcut 4 ani rezidență. După rezidență am început să lucrez și am dat examenele de medic, pe urmă diplomat în psihiatrie și neurologie și pe urmă am fost cooptat ca și asistent universitar la Universitatea din Florida. Asta până în anul 2014? Corect. Când v-ați reîntors în România? Corect. Cum ați regăsit România după atâția ani de Statele Unite? Eram oricum la curent, pentru că vorbeam și aveam televizorul în limba română acasă și cam știam. Mi-era dor de țară, m-am reîntors, mă simt bine acasă și am mai prins în viață pe mama. Așa, iar în prezent lucrez în Baia Mare, la Policlinica Sfânta Maria, la Spitalul și Policlinica Sfântul Ion, așa și în private. Care este secretul care a dominat de-a lungul timpului când vine vorba despre mintea umană? Când vine vorba despre mintea umană, vedeam postere din Statele Unite și pe aceste postere a scris foarte mare Mind, Body, Spirit. Așa. Și pe mine m-a interesat foarte mult psihicul omului, cât este influențat de partea spirituală. Ori în Statele Unite, făcând și 2 specialități în plus, adicție și geriatrie, m-a interesat foarte mult în special demența de tip Alzheimer. Iar aici, care ar fi profilaxia, exercițiile care se fac pentru a preveni boala Alzheimer, pe lângă probleme de alimentație, pe lângă probleme că ar fi un diabet zaharat de tip 3, am aflat că ei spuneau, un profesor, cel mai ușor exerciții pentru mintea omului ar fi cuvinte încrucișate. Al doilea exercițiu mai dificil e să înveți o limbă străină. Și al treilea, care m-a surprins foarte mult, este să studiezi, nu să citești, cuvântul lui Dumnezeu, adică Scriptura. Ca pe urmă să aflu ce influență mare are componenta spirituală în menținerea spiritului și să prevină demența Alzheimer. Cum ați aflat această informație? Cum ați ajuns la concluzia că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ajută sau previne dezvoltarea acestei boli? O să vă spun, chiar îi spuneam colegilor din Statele Unite, să vină în România să vadă călugării care postesc, se roagă continuu și învață și citesc Sfânta Scriptură. La 90 de ani, eu încă nu am văzut la o mănăstire un călugăr să aibă Alzheimer, demența. A fost un exemplu clar. Da, este un exemplu bun. Ok, dacă ar mai fi ceva de adăugat legat de întrebarea. Pe mine personal mă interesează domeniul spiritual, care în sfârșit în Occident se acordă importanța cuvenită
Și dacă întreb pe oricine ce cuprinde spiritualitatea, nu prea am răspunsuri concrete. Spiritualitatea, mulți confundă spiritualitatea cu religia. Ori au în comun un singur lucru, divinitatea, dar e diferită de cele două noțiuni. Ce este subconștientul, ca să intrăm în subiect? Da. Mintea omului e compusă din două părți, partea conștientă și partea subconștientă. Este o întrebare la care mulți n-au știut să răspundă. Și a spus, care e secretul care domină toate ipoticile? Și s-a ajuns la concluzia că nu este nici energia atomică, nici călătoriile interplanetare, nici gaura neagră, nu este nici unul din acestea. Și unde poți găsi, cum poate fi înțeles și pus în acțiune la întrebarea secretul care domină toate epocile? Și răspunsul a fost, este puterea care lucrează miracole și care se găsește în mintea ta subconștientă. Acesta este un lucru la care cei mai mulți oameni ar trebui să se uite. Odată ce tu înveți să contactezi și să eliberezi puterea ascunsă a minții subconștiente, tu poți aduce în viața ta mai multă putere, mai multă bogăție, mai multă sănătate și mai multă fericire. Trebuie să înveți cum să folosești această putere, trebuie să o înțelegi și apoi să o aplici în viață. Domnule doctor, ce v-a determinat să toată preocuparea aceasta legată de subconștient? Întrebarea simplă este, în Biblie și peste tot, oamenii vorbesc despre inima omului. Orice pastor, oricine când predică în ține, automat când spune inima omului, își duce mâna dreaptă în partea stângă unde este miocardul. Ori am găsit și de un teolog ortodox anumite porțiuni a creierului care cuprinde inima omului și m-a interesat. Și am început să studiez și am găsit în sfârșit într-o carte din Hawaii a unui profesor, subconștientul este folosit sinonim cu inima omului. Ori este o parte foarte interesantă. Aflasem întâmplător de subconștient ce miracole se poate face. Și nu mi-am putut explica multe minuni care se întâmplau în organismul omului cu puterea minții. Și privind acest subconștient, nu este un consens între psihologi ce este. Unii îl consideră o realitate, alții îl concep o construcție mentală, alte școli consideră subconștientul ca locul celor mai mari puteri ale omului, făcând confuzie între cei mai mulți oameni, considerându-se Dumnezei. Alții îl consideră un servomecanism din punct de vedere cibernetic. Foarte interesant acest punct de vedere. Noi avem o minte care posedează două părți distincte și caracteristic funcțional. Puterea subconștientului poate fi asemănată cu puterea sufletului? Cuvântul suflet, soul, în engleză, l-aș numi psihic. Și când pun psihic, pun ambele părți, mintea conștientă și subconștientă. De ce întrebam acest lucru? Pentru că știm acel episod din Grădina Edenului, când omul nesocotește porunca lui Dumnezeu de a nu accesa pomul cunoașterii binelui și răului, pentru că consecințele care au urmat au fost moartea lui din punct de vedere spiritual. Și acum întrebarea se ridică dacă atunci, la acel moment, când omul era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu și avea acces în prezența lui Dumnezeu în totalitate, în urma acelui episod, el oarecum a pierdut cheile puterii sufletului și nu mai știe să le folosească. De-aia vreau să vă întreb dacă există o asemănare sau este la același lucru puterea sufletului cu puterea subconștientului. Nu, eu spun că părerea mea este puterea sufletului conține pe amândouă, puterea minții conștiente și minții subconștiente.
Am înțeles. Și mai încolo să arăt care este raportul între cele două, ca să înțelegem mai bine. Noi avem o minte care posedează două părți distincte. Multe denumiri au fost folosite să distingă cele două funcțiuni ale minții și acestea include mintea obiectivă și subiectivă sau mintea conștientă și subconștientă, mintea trează și mintea care doarme, mintea de suprafață și mintea de profunzime, mintea voluntară și involuntară, mai este o altă clasificare, mintea femeii și mintea bărbatului, toate recunosc această dualitate esențială. Care sunt funcțiile subconștientului a inimii, cum spuneți dumneavoastră? Subconștientul are funcțiuni foarte specifice. El trebuie înțeles separat ca funcție. De multe ori apare a fi o entitate străină. Acest aspect al minții subconștiente are următoarele funcțiuni și atribute. Care ar fi acestea? Funcțiunea lui primară este în memorie. A doua, controlează întreaga funcție a corpului fizic, deși anumite controle sunt distribuite și minții conștiente. Este sursa tuturor emoțiilor și sentimentelor. Este sursa obiceiurilor sau habiturilor mentale și fizice, sursa comportamentului, a behaviorului. El este mijlocul prin care mintea conștientă percepe experiența și acționează asupra ei, este primitorul și transmițătorul tuturor fenomenelor parapsihologice, influențează calitatea percepțiilor noastre, o să vedem ce important e asta. Prima lui directivă este să crească în cunoștință, îndemânări și fericire. El raționează logic pe baza asumării credinței despre realitate. El se supune ordinelor. La ce vă referiți când spuneți fenomene parapsihologice? De exemplu, telepatia, clar viziunea, vederea înainte, citirea unor plicuri închise, o să dau exemplu mai încolo, fenomene parapsihologice. Deseori, mintea subconștientă este denumită inima omului. În subconștientul minții tu vei găsi soluția pentru orice problemă, în subconștientul minții tale vei găsi cauza pentru orice efect. Subconștientul tău este un principiu și el lucrează în acord cu legea credinței. Legea minții tale este legea credinței tale și aceasta înseamnă să crezi în modul cum mintea lucrează și să crezi în credința însăși. Mai încolo să prezint exact ce reprezintă credința. Dați-ne, vă rog, câteva exemple de contexte biblice în care este menționată inima omului. În întreaga Biblie, inima omului este menționată în foarte multe locuri. Am să vă dau numai un singur exemplu semnificativ. În Marcu 12:30, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Prima poruncă, cea din tâi, iar a doua este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceste două. Am dat un singur exemplu semnificativ, dar în toată Biblia găsim despre inima, începând cu psalmi, în proverbe, peste tot. Ați amintit mai devreme că legea minții tale este legea credinței tale. La ce vă referați? În primul rând, definiția credinței, ce înțelegem prin credință? Dicționarul enciclopedic din 2001 spune așa: credința este faptul de a crede în existența sau adevărul unui lucru, convingere, certitudine. Convingere despre existența lui Dumnezeu, mărturisirea acestui lucru.
definiții ale credinței date de teologi sau oameni care cercetează Scriptura. De exemplu, credința înseamnă să pornești înainte, fără a întrevedea capătul drumului și poate chiar fără a vedea clar care este pasul următor. Ea înseamnă a urma, a te încrede, a întinde mâna unui Dumnezeu invizibil. Sau, credință înseamnă să crezi în avans ceea ce vei avea de înțeles mai târziu. Sau, credința este siguranța de a primi ceea ce noi nădăjduim, asigurarea că ceea ce nu vedem este adevărat. Credința este capacitatea de a crede în ce nu putem percepe prin simțurile noastre. Și acum urmează ce spune Biblia despre credință. Biblia spune despre credință în Evrei 11:1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru mine a fost neclar cele două noțiuni, încredere și încredințare. N-am știut și atunci am trecut să văd ce scrie în engleză. În versiunea King James din engleză am găsit în engleză, cum spune, "Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen." So, imediat credința spune că e substanță. Ori substanță din limba latină înseamnă sub de desubt și stanță, esența lucrurilor. Deci credința este substanța sau materia care stă la baza tuturor lucrurilor din viață, sprijinindu-le, susținându-le și asigurându-le existența. Credința este chiar temelia existenței noastre. Este fundamentul pentru toate speranțele noastre. Este esența unei vieți spirituale dinamice și împiedicarea destrămarea ei. Legea credinței noastre este legea gândirii. Și dumneavoastră considerați că definiția pe care o dă Biblia este cea mai complexă dintre toate definițiile pe care ni le-ați... Este nu numai cea mai complexă, cea mai clară, cea mai simplă. Așa. Este substanță, este baza întregii noastre existențe, inclusiv a gândirii, și de aceea am spus, legea credinței este legea gândirii noastre. Domnule doctor, ce reprezintă, ce înseamnă memoria de lucru și ce afectează memoria de lucru? Memoria de lucru este memoria de scurtă durată, care ne ajută să facem acțiunile de fiecare zi. E de scurtă durată. De exemplu, eu trebuie să merg în bucătărie sau în cămară pentru un anumit lucru. Ajuns acolo, nu mai amintesc pentru ce m-am dus. Mă reîntorc înapoi și după un timp îmi amintesc. Această memorie de scurtă durată este memoria de lucru. Pentru că mă ajută la activitatea zilnică. De aceea și spune working sau de lucru memorie. Ce afectează memoria de lucru sunt în esență trei elemente. Care ar fi ele? Deficit de atenție. Deci, tu când te-ai dus să faci ceva, nu ți-ai concentrat atenția pentru ce mă duc, gândul tău era în altă parte, știai că te-ai dus. Deci, deficit de atenție, unul, doi, anxietatea de orice natură și numărul trei, depresia. Deci, astea trei noțiuni de bază influențează memoria de lucru care devine deficitară. Explicați-ne care este conexiunea dintre cei trei factori care acționează asupra memoriei de scurtă durată, și ați amintit aici depresia, anxietatea și tulburarea atenției. Să luăm cu atenția. Dacă nu concentrezi atenția pentru ce te duci undeva sau pentru ce vrei să faci, nu ai fixat în memoria ta de lucru respectivul aspect și ai uitat. Deci atenția este o condiție de bază pentru memorie. În anxietate și în depresie este deficit de memorie, pentru că omul, din punct de vedere emoțional,
este fie anxios, fie depresiv, iar gândurile sale sunt deficitare și nu se mai poate gândi la ce are de făcut. Anxietatea și depresia amândouă influențează negativ memoria de lucru. Iar depresia, dau un exemplu, când este profundă, severă, poate să ducă la asemenea tulburări de memorie, încât bolnavul nu vine să spună mă simt trist, fără vlagă, fără motivație, ci spune nu mai țin minte. Și când spune nu mai țin minte, te și gândești la memorie, dar poți să pui diagnosticul de demență, dar e pseudo. Și aici intervine un element foarte interesant. Un bolnav cu demență niciodată, cu Alzheimer de exemplu, niciodată nu o să spune am tulburări de memorie. Eu țin minte orice. El e dezorientat, nu știe. Pe când un depresiv se plânge. Eu am tulburări de memorie. El de fapt este depresiv. De ce uităm sau de ce ni se întâmplă să uităm repede numele de persoane? Anumite evenimente când le memorăm, le asociem cu alte lucruri. Și le ținem mai ușor în minte, în memoria de evocare. Când avem nume de persoane, nu le putem asocia cu alte evenimente, alte lucruri. Și de aceea se uită repede. Domnule doctor, ce controlează mintea subconștientă? Am văzut că legea credinței este legea minții noastre. Ce controlează mintea subconștientă? Toate experiențele tale, evenimentele, condițiile și actele sunt produse de mintea subconștientă în reacție la gândurile tale. Cele două funcții ale minții tale, conștiente și subconștiente, sunt esențial diferite una de alta, fiecare are ale sale atribute distincte și putere. Un mod de a începe să recunoști cele două funcții ale minții tale este să te gândești la minte ca la o grădină și tu ești grădinarul. Tu plantezi semințe ale gândurilor în subconștientul tău toată ziua. Cel mai mult timp tu nu ești conștient că faci aceasta, deoarece semințele sunt bazate pe obiceiurile tale de gândire, pe habitusurile tale. Așa cum semeni în mintea ta subconștientă, așa vei culege în corpul tău sau în mediu. Memoria are sediul în subconștient. Memoria. Noi suntem abili să învățăm ceva atât de bine că nu trebuie să ne gândim cum vorbim, cum mergem pe jos sau cu bicicleta, conduce mașina. În toate cele prezentate sunt procese automate de reamintire a modelelor celor învățate. Unele cercetări recente sugerează că memoria este duplicată în alte câteva părți ale corpului, nu numai creier, și racordarea actuală este la nivel pur energetic. Este o analogie modernă cu un computer unde memoria este storată în câmp magnetic ca și bits. Două lucruri sunt cerute în ordine ca memoria să fie ușor reamintită. Care sunt acestea? Impresia originală trebuie să primească atenția conștientă, impresia trebuie să fie legată, ori asociată cu alte impresii. Tensiunea și anxietatea pot disrupe câmpul tău energetic și procesul de memorizare. Mintea subconștientă controlează întreaga operație a corpului, deși unele operații sunt împărțite cu conștientul. Toate procesele din sistemele corpului, nervos, circular, muscular, digestiv, energetic, sunt sub controlul direct al minții subconștiente. Prin atenția direcționată de mintea conștientă, noi putem influența subconștientul, operația ale corpului la o extensie surprinzătoare. În alte cuvinte, operația corpului tău este influențată foarte direct de modul cum gândești, așa cum arată medicina
psihosomatică. La ce vă referiți când folosiți acest termen de operație a corpului tău? Modul cum gândești și emoțiile din conștient merg în subconștient, care este direct legătură cu soma, cu corpul nostru. Și organele care simt cel mai mult, imediat, emoțiile și tot ce ai gândit, sunt în ordine. Așa. Tubul digestiv complet și, pe urmă, inima. De multe ori oameni în anxietate se plâng de dureri de stomac, de grețuri sau înțepături precardiale și n-au nimic. Deci, conștientul, când are tulburarea de gândire cu anxietatea sau depresia, via subconștient se proiectează pe somă și îți produce simptome. De aici medicina psihosomatică. Chiar se presupune că nu există boli ale somei care nu pot fi imaginate și proiectate în mintea omului. Exclus bolile produse de virus și de bacterii, exclus bolile produse de traumatisme. Atleții campioni, maestri în yoga, pot performa miracole cu corpurile lor nu pentru că au învățat controlul conștient a corpurilor, dar pentru că au învățat cooperare a conștientului cu subconștientul lor la un nivel mare. Emoțiile și sentimentele nu sunt mai mult sau mai puțin decât mișcări de bioenergie. E vine de la energie, motion, mișcare, acompaniate de gânduri particulare sau modele de tensiune musculare care le distinge. Emoțiile pot fi storate ca potențial de energie în tensiunea musculară, sub anumite condiții, dar, în general, ele sunt evocate de către stimul mental, fizic ori de mediu. Stimulul cauzează asocieze a subconștientului cu memoria care evocă una din cele patru energii primare, frica, mânia, bucuria, acțiunea. Deci vă dați seama că o anxietate se storează în mușchi prin tensiune musculară. De aici efectul benefic pentru anxietate a masajului. Prin masaj se produce relaxare și dispare anxietatea. Pentru că tot ați adus aminte de habituri, de obiceiuri care se formează. Se pot schimba emoțiile noastre la dorința de schimbare? Emoțiile nu se pot schimba. Se pot schimba gândurile. Schimbând gândurile, se schimbă și emoțiile adiacente gândului respectiv. Deci, repet, emoțiile nu le pot schimba. Le schimbăm numai gândurile care sunt însoțite de emoțiile respective.